Bună ziua, dragi telespectatori, bine v-am regăsit la Actualitatea Românească. Iată, după o pauză de 3 zile, ne revedem la zi, nu cu imagini și cu emisiune înregistrată, dată în reluare. Mă bucur să fiu din nou în fața voastră, mă bucur pentru susținerea și pentru grijile pe care vi le-ați făcut pentru mine. Am primit o sumedenie de mesaje îngrijorate din partea voastră a telespectatorilor. Mulți dintre voi ați avut temerea ca nu cumva să fi pățit și eu vreun accident sau vreo boală, vreun infart ca Florin Tudose după ce a vorbit despre Victor Ponta. Pot să vă spun că n-a fost nimic de genul acesta, a fost doar o situație personală care m-a ținut departe de studioul de televiziune. Am fost ocupat cu afaceri pentru că acest studio, această emisiune necesită și finanțare. Finanțare pe care trebuie să o asigur tot eu, chiar dacă, iată, există tot mai mulți oameni care se gândesc la acest lucru, care vor să-mi vină în sprijin și cu această ocazie profit de ocazie să mulțumesc doamnei Daniela Olsen, care, iată, aproape lunar și-a făcut un obicei din a ne trimite sponsorizări, ajutoare. Mulțumesc și doamnei Doina și domnului Tudor din Arizona, care de asemenea și-au dorit să ne ajute, și tuturor celor care vor mai face astfel de gesturi, care sunt binevenite atât pentru Casa de Copii Prichindel pe care o ajutăm, cât și pentru continuarea finanțării acestei emisiuni. În aceste 3 zile în care nu ne-am văzut, s-au întâmplat lucruri foarte importante. Să vă spun drept, am fost cam năcăjit de ghinionul pe care l-am. Ia uite, domnule, tocmai când se întâmplă chestii extraordinar de importante, extraordinar de grave, eu nu pot să fac emisiune. Nu e nicio problemă că le discutăm acum, le comentăm. Într-un fel e mai bine pentru că putem avea o imagine retrospectivă a tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele 3 zile. Analizele nu mai sunt la cald, sunt mai la răcoare, ca să zic așa, dar sunt venite, iată, după ce au dat totul din ei saltimbancii noștri mioritici. Președintele Traian Băsescu a declarat luni seara la Realitatea TV că Victor Ponta a fost ofițer acoperit în perioada când era și procuror. Premierul Victor Ponta a respins acuzațiile spunând că sunt numai minciuni. Băsescu a spus că el nu va merge la vot dacă în al doilea tur al alegerilor prezidențiale vor ajunge Klaus Iohannis și Victor Ponta. Iată, în primul rând, trebuie să discutăm cu privire la dezvăluirea incredibilă făcută de Traian Băsescu cu privire la Victor Ponta. După părerea mea, este un mare fâs. Este un mare fâs pentru că, în primul rând, Victor Ponta a aflat și el acum că a fost ofițer acoperit. El, săracul, nici n-a știut. Din informațiile pe care le am eu, din ceea ce am reușit eu să aflu, Victor Ponta a semnat ca primar o hârtie și a fost spion, să vă zic așa, onorific. De fapt, el n-a făcut nimic niciodată în calitate de spion. Asta în primul rând. În al doilea rând, nu știu ce relevanță ar avea. Înțeleg că ar fi neconstituțional. Ok, hai să discutăm, să le luăm pe rând. Care este problema dacă un om care și-a servit țara a lucrat în spionaj, în străinătate? Nu-i cazul lui Ponta. El nu și-a servit țara. El n-a fost să-și riste pielea. El n-a fost Mata Hari 2. El n-a fost James Bond. N-a fost nimic. El este un carierist, un om înnebunit după funcții și după carieră și după glorie și după bani, desigur, și după tot ceea ce înseamnă ciolan și sinecuri, și omul a făcut pac cu dracu ca să treacă lacul. Dacă i s-a spus, bă, dacă vrei să ajungi mare și nu știu ce, trebuie să bagi aici o semnătură, să fii James Bond, ce a zis omul? Lasă, tată, dacă face bine la carieră, bag și pe asta. El, neștiind în mod sigur că intră în contradicție chiar cu Constituția. Dar vă întreb eu acum, cine a greșit? Și dacă este așa, cine a greșit? Victor Ponta, că i s-a propus să fie spion, ofițer acoperit, cum se zice în terminologie de specialitate, e de vină el că a fost, sau să zicem că a semnat, sau sunt de vină instituțiile statului, SIE în speță, care i-a propus
să fie? Păi vă spun o chestie. Dacă te duci până la cazul de față, dacă te duceai la 20 de milioane de români și le spuneai, bă, vrei să fii spion, să fii ofițer acoperit, mai iei un bănuț, te protejăm, te ajutăm să crești în carieră, vrei să fii? Probabil că 90% dintre români ar fi zis, da, de ce nu? Păi de unde să știi tu, ca simplu cetățean, că nu e voie, dacă ești procuror, să fii și spion? Sau poate ai știut, dar ce te gândești? Eu să fiu Ponta, ce m-aș gândi? Bă, dacă vine chiar SIE să-mi propună asta, adică o instituție a statului care trebuie să știe unde se poate băga și unde nu, înseamnă că există vreo portiță ceva, există vreo lege care să zică că totuși se fac excepții, nu? Trebuia să știe Ponta ca simplu cetățean lucrul ăsta? Sau trebuia SIE nici să nu se ducă să propună cetățeanului Ponta o astfel de chestie ce încalcă legea? Deci principalul vinovat este cu siguranță SIE. Victor Ponta poate să fie vinovat de neștiință, de necunoaștere, de prostie, de copilărie, de imaturitate. Dar bun, hai să zici, ok, hai să vedem ce a făcut ca ofițer SIE. Bă, a adus prejudicii României? Nu, nu există nicio dovadă că ar fi adus. Nu există nici că ar fi adus vreun folos. Bun, păi și atunci, care e marea problemă să fie președinte? Cu atât mai mult, cu cât înțeleg că n-a fost nicio problemă chestia asta ca să fie prim-ministru. Deci nu a fost nicio problemă să fie într-o funcție, în cea mai înaltă funcție executivă din stat, dar ar fi o mare problemă să fie într-o funcție onorifică, cea de președinte? Ceva nu merge aici, ceva nu-i logic. Dar unde nu e logică, nici atât. E în altă parte. Păi Traian Băsescu știa atunci când l-a numit prim-ministru pe Victor Ponta de 3 ori că Victor Ponta avea semnătură la SIE. Păi domnule Traian Băsescu, dacă l-ați considerat bun ca prim-ministru în condițiile în care știați că ăsta a fost spion, nu spion, spionache, ăsta e un spionache, un mache spionache, dacă știați că omul ăsta a fost mache spionache și dacă țineți atât de mult la Constituție și la respectarea legii, de ce l-a spus domnule prim-ministru de 3 ori? N-a mai fost problema atunci. Oare de ce? Oare de ce atunci când l-a spus prim-ministru, dumneavoastră, Traian Băsescu, ați semnat cu mânuța dumneavoastră decretul de numire în funcția de prim-ministru, atunci n-a fost nimic rău, iar acum când omul vrea să fie ceva mai puțin din punct de vedere decizional, e o mare problemă. Colegi de-ai mei văd în gestul lui Traian Băsescu un mare gest de eroism, de bărbăție. Eu văd altceva în gestul lui Traian Băsescu. Văd că din nou este manipulat, manevrat, că din nou nu este decât un simplu instrument aflat în mâinile unora care vor să dicteze destinele României. Știți foarte bine că nici eu nu mi-l doresc pe Victor Ponta președinte. Nu mi-l doresc nici președinte, nici prim-ministru, spre deosebire de Traian Băsescu, care l-a dorit prim-ministru, dar nu-l dorește președinte. Deci, în niciun caz nu se pune problema ca eu să-i țin partea lui Victor Ponta. Vreau să spun doar că această găselniță a lui Traian Băsescu este un mare fâs, un pârț pe românește spus. Dar este o porcărioară din care nu câștigă Traian Băsescu nimic. Iar Victor Ponta, conform sondajelor de opinie, nu este afectat cu nimic de această poveste. Așa cum eu, ca român, nu văd nicio problemă în chestia asta, și alți români, 99% dintre români, nu văd care ar fi marea problemă dacă ăsta a dat o semnătură la SIE, atenție, nu să fie securist să-și trădeze, să-și toarne colegii, ci să fie spion, să lucreze în favoarea României. Ce ai dovedit cu asta, Traian Băsescu? Bun, deci din punct de vedere al influențării opiniei publice la votul pentru prezidențiale, n-a câștigat nimic Traian Băsescu. În schimb, avem de lămurit o problemă pe care insist să o rezolv. De ce Traian Băsescu l-a considerat foarte bun de prim-ministru și nu-l mai consideră bun de președinte pe Victor Ponta? Păi, ar putea exista două motive. Primul motiv pe care
l-au sesizat mulți, ar fi că, vezi, Doamne, vrea Traian Băsescu, prin eliminarea lui Ponta, să-i facă pârtie lui Udrea. Plauzibil. Traian Băsescu dă și în Iohannis, dă și în Ponta, în speranța că dacă măcar unul din ei nu va putea deveni eligibil, atunci de pe locul 3, Elena Udrea sare pe locul 2 și deci în finală, acolo unde nimeni nu mai știe, nimeni nu mai poate să anticipeze ce se întâmplă și Elena Udrea devine candidat cu șanse mari. Pentru că, atenție, dacă ajunge Udrea cu Ponta în finală, s-ar putea ca un vot negativ față de Ponta, cum s-a întâmplat în finala Băsescu-Năstase, să o facă pe Udrea președinte. Adică românii să o voteze mai bine pe Udrea, alegând rău mai mic decât pe Ponta, care înseamnă Corea de Nord, Kim Jong-il, Kim Ir-sen și așa mai departe. Kim Ir-senizarea României. Pentru că asta este adevărul. Odată cu numirea lui Victor Ponta în funcția de președinte al României, România se va Kim Ir-seniza. Noi vom deveni aici, eu vă spun că ce a fost cu Ceaușescu a fost nimic, joacă, glumă, față de ce va fi cu Victor Ponta. Asta ar fi una din posibilități și, și este foarte posibil să fie un motiv pentru ceea ce a făcut Băsescu. Dar vom zice, bine, dar să fie doar atât? Oare nu cumva este provocat Traian Băsescu, folosit în acest război pentru alegerile prezidențiale de către stăpânii săi, pe care îi cunoaștem deja de mult timp? Oare nu este folosit împotriva lui Victor Ponta, pentru că, atenție, nu este dorit Victor Ponta de anumite cercuri, să zicem, de înalta poartă? Oare nu cumva se adeverește ce am spus eu de atâtea ori? Că abia l-așteaptă înalta poartă să-l bușească după declarația aceea că dacă nu faceți ciocul mic voi, americanoizii, valea cu șevronul vostru acasă? Oare nu are de plătit Victor Ponta niște facturi restante? Eu sunt convins că da. Mai ales după vizitele în China, după declarațiile de dragoste pentru China, după bănuielile foarte puternice cu privire la afinitățile pe care le are Victor Ponta față de anumite cercuri rusești. Deci, e foarte posibil ca Traian Băsescu să fi împușcat doi iepuri dintr-un foc. Adică să slujească și la stăpân și la stăpână. În același timp, prin acest atac la Victor Ponta. Este ceea ce eu cred că s-a întâmplat. Da? Ce fain! Am pușcat doi iepuri dintr-un foc. I-a făcut un bine și doamnei Udrea și a fost și umil și servil față de cei ce îl păpușăresc. Și iată, toate bune. Dar ne vom întreba acum, stai un pic, dar de ce totuși l-a numit pe Victor Ponta prim-ministru? Un lucru e clar. De aici reiese mai mult decât evident faptul că este un fariseu, Traian Băsescu, că iată, prim-ministru i-a plăcut de Ponta, doar de președinte nu-l place. Deci este evident și nimeni n-a sesizat chestia asta în mass media românească. Nimeni n-a zis, băi, cum adică mă nesimțitule, mă, nu? Să-i zică, să-i atragă atenția. Păi cum, bă, băiatule, bă? Acum, în campanie electorală, cu două săptămâni înainte de alegerile doamnei Udrea, te-ai găsit să-ți dai seama că te deranjează faptul că Victor Ponta a fost în SIE. Dar când l-ai numit prim-ministru, nu odată, nu de două, de trei ori, atunci nu te-a deranjat? Păi se pare că nu l-a deranjat. Sau și dacă l-a deranjat, era ordin. Era ordin de la Chevron și de la Exxon că trebuia să alea toate să fie puse la punct, să poată funcționa treaba, să poată să pună laba. Numai că Victoraș a greșit după aia. Pentru că Victoraș e clar că a avut încuvințare de la înalta poartă să fie prim-ministru. E, acum nu mai are. De ce? Pentru că Victoraș a crezut că poate să joace ca la poker destinul României. Ce și-a zis el? Bă, stai așa, mă. Eu le dau la ăștia România pe tavă. Eu le pun la dispoziție, le fac cadou toate bogățiile României. Bă, da, atunci să mă lase să fiu dictator, mă. Să mă lase să fiu stăpân peste România până la sfârșitul vieții mele, să scap de pușcărie, să scap de anchete, să scap de DNA, să scap de toate. Și atunci, da,
mi-am cumpărat funcția de președinte cu aurul, cu petrolul, cu gazele românești. Păi ce, am dat eu ponta de la mine? Lasă-mă să meargă, eu să am protecție. Cam așa se cumpără protecția în lumea mafiotă, înțelegeți? Asta e taxa de protecție, numai că e taxă de protecție la nivel statal. Adică, te duci la înalta poartă și spui, bă, cât mă costă ca să mă protejați? Și ea spune, păi trebuie să ne dai petrolul, gazul, ce mai e pe acolo? Asta, atâta te costă. Taxă de protecție. Bă, dar după taxa de protecție, ca și cum n-ar fi fost de ajuns, ci că mai trebuie să bagi și 3 miliarde anual suplimentar taxă de protecție sub formă de buget de înarmare. Bă, cam, nu-i cam mare taxa asta de protecție, Victor Ponta? Nu trebuie noi românii să plătim cam mult ca să fii tu, Kim Ir Sen II? Eu zic că e cam mult, ne ceri cam mult, bă, băiatule. Întinzi coarda prea mult și mie că o să se rupă. Și din informațiile pe care le-am, o să se rupă tare această coardă. Pentru că, vă spun că am informații că dacă Victor Ponta va reuși să pună mâna pe putere, să ajungă președinte în ciuda tuturor eforturilor în altei porți, se pregătește de un nou Kiev, de o tocăniță a la Bucarest. Asta se va întâmpla în România dacă Victor Ponta iese președinte. Sigur că da. Va fi nemulțumire populară, se va răscula românul din cauza condițiilor proaste și din cauza vieții. Dar dacă Victor Ponta nu iese și ajunge vreo marionetă de-a păpușarilor, dacă ajunge vreun Băsescu doi președinte, nu se va întâmpla nimic. România va fi pe făgașul ei nord-atlantic și european. Atunci totul este bine și corect și România e pe drumul cel bun. Înțelegeți? Așa că iată încă un motiv pentru care nu aș vrea să iasă Ponta. România nu are nevoie de o revoluție la Kiev. Pentru că asta ar însemna dezastrul României din punct de vedere economic, politic, social și probabil ar duce la dezmembrarea României și la intrarea într-o perioadă cu adevărat dramatică în istoria acestei țări. De fapt, mulți asta și pândesc. Mulți dintre cei ce îl susțin pe Ponta, îl susțin știind ce va urma. Jocurile sunt foarte mari, foarte dure, foarte periculoase. Iată, avem câteva declarații pe care aș dori să le comentez legat de ceea ce a făcut Traian Băsescu. Mihai Răzvan Ungureanu, zis și Mihai Răzvan Unguentu în anumite cercuri, în prezent prim vicepreședinte PDL, pune declarația făcută de șeful statului pe seama faptului că românii nu o vor alege pe Elena Udrea pentru a intra în turul 2. Prin urmare, alegătorii sunt îndemnați să spună adio celorlalți candidați și să devină indiferenți față de cine va fi viitorul președinte al României. Citez. A îndemna românii să nu se prezinte la vot în turul 2 este de fapt cea mai gravă declarație din spectacolul dat luni seară de domnul Băsescu, arată Mihai Răzvan Ungureanu într-o postare pe contul său de Facebook. Păi, fraților, cine se bagă? Cine vine nouă să ne explice cum stă treaba? Un om, Mihai Răzvan Ungureanu, care, atenție, a fost și el propus pentru funcția de prim-ministru tot de către Traian Băsescu. Coincidență. Coincidență sau nu, Serviciul Român de Informații anunța oficial într-o conferință de presă la acea vreme, prin vocea purtătorului ei de cuvânt, Nicolae Ulieru, că Mihai Răzvan Ungureanu este agent acoperit, adică spion, și atenție, faceți urechile mari, în slujba unei alte puteri străine și nu a României. Adică, cu alte cuvinte, Nicolae Ulieru spunea, atenție, Băsescu, ți-am trimis hârtiile pe masă. Poate nu le-ai citit, poate n-ai avut timp, poate erau sticlele prea multe și prea pline, dar venim noi și strigăm în gura mare să audă toată România, toată planeta. Mihai Răzvan Unguentu e spion în slujba altei țări. Cum îl pui prim-ministru? Și totuși l-a pus.
Cine credeți că l-a pus? Traian, Băsescu, zici și Mondialul? Cel ce astăzi suferă cumplit că Victor Ponta a dat cu semnătura pe o hârtie simbolică, după cum se vede. După cum am aflat în aceste 3 zile, pentru că dacă țineam emisiunea cu 3 zile, aș fi sărit în sus, poate. Bă, ăsta a fost James Bond, bă. Ăsta poate a omorât oameni. Poate știi cum am văzut eu la James Bond, poate a avut o mașină din aia cu mitraliere și cu parașute. Oh, aș fi sărit în sus. Dar am aflat între timp, bine că nu s-a făcut emisiunea atunci, că de fapt ăsta n-a avut nicio sarcină, nicio misiune, n-a făcut nimic în viața lui legat de chestia asta cu spionajul. Și totuși, Traian Băsescu foarte nervos pe Ponta, așa brusc acum, după 2 ani după ce l-a numit prim-ministru, dar nu înțeleg de unde atâta ipocrizie când el l-a numit pe Răzvan Ungureanu, știind despre Răzvan Ungureanu de la SRI, cum știam noi toată țara, că e spion în slujba unei țări străine. Deci nu că Răzvan Ungureanu stătea în România și făcea pe spionul în favoarea noastră. Stătea în România și făcea pe spionul în favoarea altora. Adică spiona România în favoarea unei țări străine. Și totuși Traian Băsescu, știind acest lucru, îl numește prim-ministru, o funcție executivă. Mai mult, tot Traian Băsescu l-a pus șef la SIE. Auziți, fraților, numai în România se poate așa ceva. Un spion care lucrează pentru altă țară e pus șef al spionajului românesc. E ceva incredibil. Ei bine, Traian Băsescu face toate astea. Îl numește pe Mihai Răzvan Ungureanu șef peste spionajul românesc, știind că el este spion în favoarea altei țări. Îl numește pe același Mihai Răzvan Ungureanu prim-ministru, știind că este spion în slujba altei țări. Îl numește pe Victor Ponta, știind că încalcă legea, Constituția, îl numește prim-ministru nu odată, de 3 ori. Și totuși, cine are tupeu? Ipocrizia, obrăznicia. Și să iasă, să urle ca din gură de șarpe, săriți spionul, spionul. Cine? Chiar el, Traian Băsescu. Că dacă o făcea altul, dacă o făcea, să zic, Klaus Iohannis, ziceam, bă, are dreptul moral, na, caută gâlceavă, caută să-l sape pe Ponta. Dar nu puteai să-i reproșezi ipocrizie, nesimțire, tupeu, chestii de genul ăsta. Bă, dacă în Băsescu face așa ceva, e chiar e un tupeu, o obrăznicie, o nesimțire, o ipocrizie fără margini. Și totul de ce? Eu zic că din 2 motive. Că e obligat, are obligație de servici și din dragoste. Dacă pe una o înțeleg, aia cu dragostea o înțeleg. Eu înțeleg. Bă, frate, când iubești o femeie, faci orice, treci peste cadavre pentru... Pe aia altă cu sarcinile de servici, vă spun drept, într-un fel înțeleg. Că trebuie să-ți salvezi pielea și faci orice ca să-ți salvezi pielea. Și poate cine știe ce i-au transmis păpușarii. Bă, dacă reușești să faci să nu iasă Ponta președinte, uite, te punem la NATO aici, secretară, sau șefă peste raionul toalete, sau mai știu eu ce, ceva. Și atunci, bă, cum o să atace DNA-ul să-l bage la pușcărie pe unul care are funcție înaltă în Alianța Nord-Atlantică? Nu se face. Deci eu numai așa îmi imaginez că se poate explica gestul lui Traian Băsescu. Și într-un caz și în altul, e jenant, rușinos. E lipsă totală de demnitate, de mândrie. Băi, fraților, mai bine m-aș duce la pușcărie fluierând decât să mă umilesc în halul ăsta. Decât să mă terfelesc imaginea și, atenție, în fața istoriei, nu a unor oameni. Pentru că omul ăsta face parte din istoria României. El nu este un Primo Laurențiu care dă și el din gură, a făcut o gafă, o prostie. Omul ăsta e președintele României. Un om care și-a terfelit imaginea, demnitatea, onoarea, care e compromis total el și prin asta a compromis România. Sigur că nu-l interesează. Cred că nici nu realizează. Când ar fi putut să intre în istoria României ca cel mai mare conducător din istorie, propunând românilor meritocrația, spunând acum 2 ani, nu Ponta în niciun caz. Referendum, dictatură. Institui dictatură, dizolv parlamentul,
Chem poporul să spună dacă vrea schimbarea sistemului, dacă vrea meritocrația, o democrație evoluată participativă. Hai! Făcea chestia asta și intra în istorie ca cel mai mare conducător. Era pus alături de Ștefan cel Mare, de Mircea cel Bătrân, de Mihai Viteazu. El a ales drumul celălalt. Mersul târâș. Mersul șobolanului. Prin cotloane și văgăuni, prin mizerie, prin lături. Sigur că probabil că pentru el nu contează. Pentru mine ar conta, pentru el probabil că nici nu contează. I se rupe. Dacă are el sticlele, gheața, face combinațiile și dacă mai cade, mai pică câte o blondină, este ok. El, Băsescu, l-a numit pe Mihai Răzvan Unguentu, dragii mei. Și eu asta nu pot să uit și nu pot să iert. Și cred că e multă ipocrizie în tot ce face acest om, dovedită logic de către mine în această emisiune. Altceva. Să vedem ce mai avem. Călin Popescu-Tăriceanu. Poziție legată tot de aceeași problemă. A afirmat joi că declarațiile președintelui Traian Băsescu din ultimele zile reprezintă o diversiune care are un efect extrem de păgubos în campania electorală, spunând că săptămâna viitoare o să avem parte de alte bombe și fumigene. Ia auziți, dragii mei, Călinuș ne zice că o să mai avem parte de bombe și fumigene. Fumigene. Adică ce sunt toate chestiile astea? Toate arestările astea, tot Microsoft-ul ăsta, tot EADS-ul, loteria, agenții acoperiți. Ce să stea? Fumigene, mă. Noi suntem băieții deștezi, mă. Nu-i nimic serios în toate astea. Acolo câteva sute de milioane de euro și păgi. Un Dinu Patriciu, un alea. Astea sunt fumigene, nimicuri. Ce vă legați de chestiile astea mărunte când în joc sunt alegerile pentru marele ciolan al țării? Ce vă legați? E fumigene. Sunt conspirații. Ia să-l cităm pe domnul Popescu Tărician. După părerea mea, Ponta are prima șansă de a intra în turul 2. Și principalul meu contracandidat pe care îl visez este, este Iohannis. Și atunci e normal ca săgețile și criticile mele să le trimit celui care este impostorul din această zonă de dreapta care se vrea să reprezinte dreapta. Eu cred că este într-o flagrantă impostură. Eu sunt cel mai bine plasat pentru a-l învinge pe Victor Ponta. Doamna Udrea și doamna Macovei pot să le consider impostoare din alte motive, dar niciuna până acum nu a spus că e liberală. Ambele au un segment care evoluează și nu consider că merită să intru într-o dezbatere cu dumnealor. Nu au niciun fel de proiect, nu au niciun fel de viziune, a spus Tăriceanu. Ce vedem noi, dragii mei, este că toți în jurul lui Tăriceanu sunt impostori. Toți, mai puțin Viorel și el, desigur. El, Călin Popescu Tăriceanu, care nu are cum să fie impostor. Când faci cadou tot petrolul și gazele din Marea Neagră, din platforma continentală a Mării Negre, care este în proprietatea României, când le faci cadou unei firme cu un angajat, cu sediu într-un apartament, într-o garsonieră de bloc în Constanța, nu se poate numi că ești impostor. Se numește că ești prim-ministru al României și ești foarte dibaci în negocieri. Ai negociat în 2 minute și ai și semnat cu o mare corporație. Corporația Dinu Patriciu and sine însuși. Da. Se numește că ești genial, Călin Popescu Tăriceanu, nu impostor. Bă, cum ai făcut tu chestia asta? Nu și-a dat nimeni seama? Ne-ai tras-o la toți? Nici n-am ajuns să fim stăpâni peste petrolul și gazul din jurul insulei Șerpilor după retrocedarea, conform deciziei de la tribunalul de la Haga? Nici n-am apucat să deschidem șampania, că era deja dat tot ce am câștigat. Cadou? Sigur că după aia aveam să aflăm că de fapt Sterling ăla era Exxon. După aia aveam să aflăm că de fapt păpușărimea te convinsese să fii un pic impostor. Sigur că tu nu crezi că ești impostor, dar noi știm că ești. Dar e foarte interesant cât de convins este el
că Monica Macovei și Udrea n-au niciun fel de proiect și nu au niciun fel de viziune. Păi cum să aibă, măi, tăricianule? Păi ce proiect ai avut tu când ai băgat România în cea mai mare criză din Europa? Când ai băgat România într-un dezastru total din cauza că ai aruncat bani pe piață, ai împrumutat România de zeci de miliarde de euro doar o să câștigi alegerile din nou. Păi aia e viziune. Abia asta e viziune, ce ai făcut tu, că ai îngropat România ca să câștigi alegerile. Asta este viziunea liberală, viziune de tip liberal. Sigur că nu au niciun fel de viziune față de tine, doamnele Udrea și Macovei. Eu nu cred că ar fi în stare să facă așa ceva. Abia asta e viziune. Cât despre proiect, e adevărat. Nici Udrea, nici Macovei nu au niciun proiect. Sau cel puțin până astăzi, Udrea nu avea. Că astăzi, înainte să intru în emisie, am aflat care. Dar Macovei, într-adevăr, are un singur proiect. Dărâmăm tot. Rădem tot. Demolăm tot. Ce punem peste? Dumnezeu cu mila. Într-adevăr, la Udrea, până acum singurul proiect era luați de aici. Luați Sony, GVC, Sharp, ce vreți. Boxe de toate felurile pentru toată lumea. În afară de asta nu știam vreun proiect. E, acum știm. Pentru că înainte de a intra în emisiune, am aflat proiectul doamnei Udrea. Păi, ea mereu a cochetat cu meritocrația. Asta este clar, mereu s-a arătat, a vorbit despre meritocrație la televizor, a postat pe Facebook că ea este adepta ideilor meritocrate și eu știam că urmărește cu interes ceea ce fac eu. Dar astăzi am fost șocat înainte să intru în emisiune. Când fata asta a declarat, eu, atenție, eu n-am nimic cu ea. Eu critic și judec pe toți, logic, și încerc să scot adevărul la iveală. Nu urăsc, nu mi-e antipatic nimeni, nici Ponta. Eu numai vreau să vă arăt adevărata fața lucrurilor. Dar Udrea a apărut și a zis, dacă mă alegeți președinte astăzi, da? Probabil că informația atunci când apare emisiunea este încă proaspătă și poate mulți încă n-ați aflat-o. Dar Udrea a declarat astăzi că dacă va fi aleasă președinte, 1. Va dizolva Parlamentul. Când am auzit, era să cade pe scaun. Și nu din pat, cum o să creadă unii. 2. Convoacă referendum pentru Parlament unicameral. Poc! Iar era să cad din pat. Nu, din pat era să cad ieri. Astăzi era să cade pe scaun. 3. Băi, fraților, Parlament cu doar 300 de politicieni? Dar atenție! Nu ca data trecută când a făcut referendumul Băsescu, numai așa de vrăjeală de ochii lumii. Ce îmi faci, mă, Lexim? Acum poți să mai vorbești ceva rău de fata asta? Acum ziceți, ce să zic eu acum rău de ea? E, doamna Udrea este o femeie minunată. Fraților, votați-o președinte, că fiți atenți ce vrea să facă. Deci dizolvă Parlamentul, o să fie prima dictatoare din istoria omenirii. Dizolvă Parlamentul, dar atenție, când mă bucuram și eu și ziceam, aoleo, mă duc să o votez, mă duc acum în emisiune și conving pe toți meritocrații că trebuie să o votăm. Când mă gândeam și eu la chestia asta, când ziceam, bă, gata, suntem alături de ea, e bună pentru România, când zice ea, da, Alexia, așa este, bună pentru România și pentru mine, pentru comentariile și emisiunile mele, este foarte bună. Și apropo, doamna Udrea, nu vreți să fiți invitată la mine în emisiune? Facem o emisiune împreună? Putem realiza niște emisiuni minunate împreună. Dar atenție, când mă bucuram deja de ea și ca președinte, că mă gândeam 100% iese președinte dacă face așa ceva să dizolve Parlamentul, vine și dă cu bâta în baltă. Zice, convoc referendum, eu zic, când am auzit asta, zic, gata, și Constituția meritocrată, democrație participativă. Nu. Ea vrea să nu mai fie 600 de gangsteri, interlopi și hoți în Parlament, să nu mai fie 600 de prădători, ci doar 300. Ia auziți ce ne zice doamna Udrea. Face revoluție, face dictatură, ca să impună ca în pădure să nu mai fie 600 de lupi care să mănânce la mioare, ci doar 300. Zic, oi de mine, l-ai luat pe funar în brațe și pe cojocaru. Haideți să discutăm chestia asta. Să zicem că doamna Udrea e tare binevoitoare și vrea binele României să nu mai fie decât 300 de lupi în pădure. Bine,
Ce să zic? E mai bine decât 600, poate. Cu toate că eu mă gândesc că nu contează dacă turma e mâncată de 600 de lupi sau de 300, că tot mâncată e. Da, să zicem că ar fi un pas înainte chestia asta. Dar să vedem cum o faci. În primul rând, că tu, ca președinte, n-ai cum să dizolvi Parlamentul decât dacă institui dictatură. În al doilea rând, n-ai cum să convoci referendum tu, ca președinte, fără să fie aprobat de Parlament. Nu-mi imaginez că Parlamentul ar aproba. Trei la mână. Să zicem că îi reușești să-i convingi pe parlamentari să convoace Parlamentul. Cu toate, cum să mai convoace Parlamentul referendum dacă tu l-ai dizolvat? Să zicem că anulezi Constituția României, treci peste ea, convoci tu singură, Elena Udrea, referendum, ai făcut dictatură, te-ai șters la fund cu Constituția actuală și poporul zice, da, vrem 90%, cam asta ar fi proporția, care zic, vrem să se reducă numărul de lupi din pădure. Păi bun, dar vine Curtea Constituțională și zice, e anticonstituțională. Constituția zice că trebuie să fie parlament bicameral și trebuie să fie parlamentari conform algoritmului de calcul, să fie cât mai mulți, dacă se poate 100.000. Păi și atunci ce faci? Că o să te trezești tu, președinta Elena Udrea, da, nu Băsescu, Elena Udrea, o să te trezești că, bă, frate, am făcut tot ce am făcut, dar neconstituțional, că eu trebuie să respect Constituția, că avem o Constituție, că orice stat se bazează pe o Constituție. Așa că, doamna Elena Udrea, dacă chiar vreți să faceți o chestie de genul ăsta, trebuie să vă gândiți înainte, știți? Și dacă nu reușiți să vă gândiți, dacă nu aveți posibilitatea de a vă gândi, poate că nu reușiți, nu aveți timp să vă gândiți într-un an, dați un telefon la Primo Laurențiu, faceți numărul meu, îl găsiți pe internet și sunați-mă. Domn Primo, mi-a plăcut ideea dumneavoastră, dar n-am prea înțeles, așa. E bună aia cu meritocrația, îmi place, dar n-am prea înțeles-o. Nu mi-a explicat și mie să ies cu ea pe piață să câștig alegerile. Și atunci aș fi spus, mă, fată, trebuie să promiți românilor că tu institui dictatura dacă ești aleasă președinte, dictatură la voința poporului. Pentru că dacă tu spui poporului, popor român, alegeți-mă, pentru că dacă mă alegeți, voi institui dictatura în România, înseamnă că este o dictatură legitimă, că a fost votată de popor. Și atunci, în calitate de dictator, dizolv Parlamentul, dizolv Constituția și vă chem pe voi, românii, la referendum pentru o nouă Constituție, în primul rând, întâi și întâi. Iar în Constituția asta, pui tu ce vrei. Vrei tu 300 de parlamentari? Pune acolo în Constituție. Ia Constituția Cojocaru, care zice că, bă, să fie luchii mai puțin și să fure mai puțin. Bun. Sau poate zici, bă, eu nu mai vreau cu clasă politică mafiotă, cu partide, cu mafie, cu gangster, cu trădare de țară. Eu vreau o democrație evoluată, participativă. Și atunci zici, românașilor, uite, eu, Elena Udrea, sunt cea mai deșteaptă din țară. Sunt Ileana Cosânzeană. Dar n-am reușit încă să-mi termin Constituția mea. Dar uite, am două Constituții. Una a lui Cojocaru, care este semi-revoluționară, și una a lui Primo, care e de-a dreptul revoluționară. Băi, românașilor, uite ce facem. După ce am câștigat alegerile, am dizolvat Parlamentul și Constituția actuală, vă supun la vot care Constituție o vreți voi. A lui Cojocaru sau a lui Primo? Vreți să devină România o democrație participativă, fără partide și politicieni la conducerea țării? Votați aia. Vreți ca România să rămână o țară așa cum e, dar cu mai puțini hoțomani și gangsteri? Cu numărul mafioților din Parlament mai puțin, dar nu și partidele, nu și guvernul, alea rămân așa cum sunt, cu mafia lor. Care din astea două le vreți? Și dacă ați ales una din Constituții, după alegerea, după ce ați votat la referendum una din Constituții, eu, Elena Udrea, trec la organizarea unor noi alegeri democratice, ori în baza Constituției lui Cojocaru, ori a lui Primo. După care eu, Elena Udrea, după 6 luni sau un an cât durează până când vom reuși să repunem țara pe un nou făgaș cu o nouă Constituție și s-au făcut alegerile noi democratice, mă retrag, ies la pensie ca fiind și voi intra în istoria României
ca Ioana, Elena, Udrea, Dark, de Rumanii. Așa se face, tată. Asta este. Deci românii, asta vă promit. O dictatură de 6 luni până când reușesc să instaurez în România o nouă Constituție și reușesc să convoc, să organizez noi alegeri în baza acelei Constituții pe care o veți vota. Și atunci are cap, rațiune și logică să faci așa ceva, doamnă Elena Udrea. Altfel, înseamnă că n-avem din propunerea pe care ați făcut-o astăzi decât un nou motiv de râs pe lângă Sharp, GVC, Sony și alte desuri. Îmi cer iertare dacă v-am necăjit, doamna Udrea. N-am vrut să vă necăjesc. Numai am vrut să vă atrag atenția cum se face o chestie în mod profesionist, cu cap, cu logică, cu bun simț și să funcționeze. Dar, doamna Elena Udrea nu e singurul saltimbanc de pe scena circului românesc. Mai avem un saltimbanc, candidatul independent la președinție, Gheorghe Funar, care a sesizat Curtea Constituțională cerind instituției să decidă dacă premierul Victor Ponta a încălcat Constituția și să verifice legalitatea candidaturii acestuia după ce președintele Traian Mondialu, Ziș și Băsescu l-a acuzat că a fost ofițer acoperit SIE. Probabil că până la momentul în care intrasem eu în emisie nu se dăduse sentința Curții Constituționale, probabil că până la momentul vizionării de către dumneavoastră această emisiune, deja Curtea Constituțională s-a pronunțat ca fiind netemeinică sesizarea domnului președinte Gheorghe Funar. Cu siguranță că vor râde toată lumea pe acolo, pe la Curtea Constituțională, cum să nu lași pe Victor Ponta să candideze la președinție din atâta lucru, că n-a respectat Constituția. Prosti. Sigur că da, ei sunt puși acolo să vegheze la respectarea Constituției, dar în România totul e facultativ, așa, orientativ. Victor Ponta, 99% din viața lui, a respectat Constituția. Acum, doar pentru 1% că a semnat odată cu SIE, să facem așa, atâta caz, deci să ia cei majoritari. În majoritatea timpului său, Victor Ponta a respectat Constituția, deci are dreptul să participe la alegerile prezidențiale. Punct, domnule Funar. Ce vreau eu să zic de Funar e că e alt năzdrăvan. L-am văzut în emisiune la Digi24 ieri, în mare formă, domnul Funar. Vă spun drept că îmi place de el, mai ales că îmi admiră emisiunile, dă citate din mine. Am văzut că vorbea și el ca și mine despre tributul plătit în alte porți. E foarte bine, domnule Funar, că apreciați o astfel de emisiune. E foarte bine că vă informați. Și eu vă apreciez foarte mult naționalismul, patriotismul. Vă apreciez foarte mult modul cum luptați împotriva intereselor mafiote care vor să rupă Transilvania de România. Apreciez foarte mult lupta pe care o duceți pentru dreptate împotriva gangsterilor, a mafioților, a traficanților de terenuri și păduri. Vă spun sincer, dintre toți candidații la prezidențiale, dacă aș fi obligat să aleg pe unul din ei, pe Funar l-aș alege. Este singurul dintre toți 15 de care sunt convins că nu-i trădător de țară. De ăilalți de niciunul nu sunt. Ba din contră, de unii dintre ăilalți sunt convins că sunt trădători de țară. Dar Funar e singurul de care sunt convins că este un patriot 100%. Și asta e cel mai important. De aici trebuie plecat. Nu poți să construiești o casă fără fundație. Iar fundația pentru un președinte este patriotismul. După aia trebuie să mai vină inteligența, diplomația, cultura, educația, limbi străine, cel puțin engleză, germană, spaniolă, franceză. După aia trebuie să mai pui și acoperiș. Moralitate. Adică degeaba le-ai pe toate dacă ești hoțoman și ești păgi. Și dacă pui botul la Chevron sau la Exxon sau dacă ești șantajabil. Deci, asta înseamnă meritocrație, domnule Funar. Dumneavoastră aveți fundația. După aia, hai să zicem, la educație, cultură generală, inteligență, că reușiți să ridicați o boșdeucă de 1,80 m înălțime în care dacă nu ești prea înalt, nu dai cu capul de tavan. Bun. Să zicem că și un tavan ați pune, un acoperiș de paie, mai de stuf, mai de nu știu ce, că n-am auzit să fiți un corupt. Deci ar fi o construcție. Ar avea românii un să doarmă. Dar, dragii mei, vine și dă cu bâta în baltă și ne propune ca prim-ministru, dacă ajunge el președinte, pe Cojocaru Constantin. N-ziceți. N-ziceți. A ce transformăm
România în Bălăceanca? Transformăm România în spitalul de psihiatrie numărul 9? Ce facem aici? Asta este marea mea problemă și semn de întrebare, domnule Funar. Spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Că dacă ar fi venit domnul Funar și ar fi zis, dacă ajung președinte, îl numesc prim-ministru pe Călin Georgescu, păi m-aș fi bătut până în pânzele albe pentru Gheorghe Funar. Sigur că, dar eram conștient că nu propune o Românie modernă, nouă, o schimbare de paradigmă, ci o cosmetizare. Dar cu speranța că în timp vom ajunge și acolo unde vreau eu, la meritocrație. Dar așa, domnule Funar, ați dat cu bâta în baltă. Ce ați construit cu stânga, ați dărâmat cu dreapta. Trecem la alt subiect. Ce alt subiect? Să trecem, aș trece eu la subiectul ăsta, dar e prea lung. Dar și ce dacă e prea lung? Ia uite mă, să tai emisiunea dacă vrea să o dea la nașul, dacă nu, doar pe internet. Trecem la următorul subiect. Lecția o lăsăm cât e de lungă. Înțeleg că SRI a interceptat convorbiri că există informații legate de grupul infracțional Sârbu Hrebenciuc Adam din 2003, la fel ca și în cazurile Microsoft, EADS, Loteria, etc. Dragii mei, știm foarte bine de la televizor că i-au prins pe gangsterii ăștia, că au retrocedat, au reușit prin șmecherii, prin falsuri, prin cumpărări de judecători, prin corupție, să facă în așa fel încât să cumpere niște din ăstea drepturi litigioase, să facă din ăștia, din lambrino ăsta, din maimuțoi ăsta, din maimuțoi. Vorba vine că nu-i maimuțoi, că maimuțele sunt simpatice. Mă rog, din individul ăsta care se dă rege, prinț și mai știu eu ce se dă el pe acolo, și din altă profitor al istoriei, familia Sturza, care alături de familia Ghica și alte, multe altele, n-au făcut decât să vină cafanarioți în România și să se împrăpătărească cu toată țara asta. Pentru că asta este adevărul. România a fost jefuită de romani, după aia a fost jefuită de otomani, după aia a fost jefuită de fanarioți care au venit și au luat țara asta ca și cum ar fi fost a lor. Și astăzi, toți ăștia care revendică terenuri din astea imense, cât un județ, sunt moștenitorii, urmașii unor fanarioți care au venit aici mațe fripte, că n-aveau nici chilos pe ei și au devenit peste noapte mari bogătani și proprietari de terenuri. Asta s-a întâmplat în vremea fanarioților. După ce ne-au jefuit ei fanarioții, au mai venit pe lângă ei, nu, pe la 1774, Imperiul Habsburgic. Au pus ăștia mâna pe Transilvania și Bucovina, ăștia las fanarioții pe restul. Și ia, tată, și fură, și îmbogățește-te, și împroprietărește-te. Au venit ăștia, niște alogeni, și-au pus mâna pe toate pământurile și pădurile țării. Când? Pe la 1700-1800. Astăzi vin urmașii lor și vor să ne ia țara în baza faptului că și strămoșii lor ne-au jefuit. Și au dreptul să intre în proprietatea a ceea ce jefuiseră strămoșii lor. Al de Sturza, Ghica, ăsta, Văcărescu, nu vă mai spun de ăștia, las de dincoace, de Banfi și de alți grofișori din ăștia, grohișori. Ei bine, au drepturi. Vine guvernul Năstase și zice, da, domnule, trebuie să le dăm totul, că-s prietenii noștri, să le restituim integral la a 17-a generație tot ceea ce au jefuit acum 100-200 de ani. Și românii tac. Eu zic, da, restituția in integrum. Și ne pomenim astăzi cu o sumedenie de abuzuri incredibile. Ne pomenim că județe întregi au fost luate prin șmecherii avocățești judecătorești de către cine? De către mafii, gangsteri, mafioți, politici români, care, desigur, controlau justiția și s-au dus la cei ce ar fi avut dreptul, vezi, Doamne, ca moștenire. Și le-au spus, bă, fii atent, tu porți numele de Sturza, Sturza te cheamă, da. Bă, înseamnă că ceva o fi în rădăcinile tale, în arborele tău genealogic,
O fi ceva legat de familia Sturza, care au venit și au pus aici laba pe cât mai mult din România, fără să aibă niciun drept. Bă, da, știi ce? Fii atent, nu vrei să ieși tu câteva milioane, tu nu mi-am dai actele tale, eu fac copii după ele și după aia îmi cumpăr eu tot ceea ce ai fi avut tu dreptul dacă ai fi moștenit și restituți-o in integrum și altele. A, vrei? Bă, dar zice, nu pot eu să fac asta? Păi nu, mă, că dacă nu hotărâm noi factorul politică, se poate, nu iei nimic, o iei în brațe. Bine, mă, și cât îmi dați? Ești tu aici, 1 milion, 2, 3, 5. Și uite așa, s-au văzut gașca asta mafiotă, Hrebenciuc, Sârbu, Adam, proprietari prin interpuși, desigur, peste zeci de mii de hectare. Am să vă citesc mai precis să vedeți despre ce este vorba. Dosarul retrocedărilor ilegale este pe ordinea zilei. Senatorul Ilie Sârbu, socru premierului, deputații Ioan Adam și Viorel Hrebenciuc, ambii PSD, precum și Adam Crăciunescu, director general al Regiei Naționale Rom Silva, sunt cercetați penal pentru infracțiune de abuz în serviciu și sprijinirea unui grup infracțional organizat, infracțiuni de cumpărare de influență, folosirea influenței de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, trafic de influență și instigare la folosirea influenței de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite. Concret, e vorba de retrocedarea ilegală a 43.227 de hectare de teren forestier, un prejudiciu adus în sarcina Regiei Naționale Rom Silva, adică a statului român, de 303 milioane de euro. 300 de milioane de euro, vă imaginați ce sumă e asta? Ei bine, maestrii Hrebenciuc Sârbu, tata socru, socru de România, și cu Ion Adam, cel mai mare gangster din România, vă spun drept, pe Ion Adam acesta, care e brașovean, l-am cunoscut personal. Eu am 47 de ani. Vă dau cuvântul meu de onoare că am cunoscut în 47 de ani mii, zeci de mii de oameni pe toată planeta asta. Om mai periculos ca acest Adam, implicat în acest scandal, atenție, parlamentar, șef al pe justiție, cum îi zice? Mă rog, ceea ce ține de justiție în parlament. Auziți cine este șef la justiție în parlament? Ioan Adam. Vă jur pe viața mea, om mai periculos ca asta, eu n-am întâlnit în viața mea și îl cunosc personal. E bine, atenție! Acest om, la fel cum am informații că împreună cu alt interlop, cu un alt gangster, pe care justiția, atenție că aici nu inventez, căruia justiția i-a dat sentință 3 ani jumate de pușcărie, nu știu cum vine aia, 3 ani jumate de pușcărie, dar fără executare. Deci ia 3 ani jumate de pușcărie și du-te înapoi în Parlament și fă legi. Auziți ce aberație! Auziți ce aberație! Acest Adam și cu acest chiuariu sunt de fapt mari învârtitori ai tuturor restituirilor și a tuturor a întregii mafii, a terenurilor și a restituirilor din România, atenție, și din Transilvania. România a pierdut mii de hectare, a pierdut procente mari din terenul ei prin restituiri ilegale, frauduloase, mafiote, pentru că acești gangster să se îmbogățească, iar România să piardă aceste terenuri din proprietatea statului, să ajungă prin intermediari, prin biserici, prin grov și prin altele, să fie donate aceste terenuri, în unele cazuri, statului maghiar, care astăzi este stăpân, conform spuselor lui Gheorghe Funar, care are informații și vorbește, l-am văzut la Nașu TV și la Realitatea, vorbește cu date concrete. Astăzi, statul maghiar deține 10% din suprafața Transilvaniei prin faptul că au fost restituite cu ajutorul acestor mafioți și a corupției din justiție și a hoției și a falsurilor în acte. Au fost restituite terenurile unor grofi și unor biserici evanghelice sau catolice care automat și că le-au și donat deja statului maghiar.
Iată cine sunt șefi în Parlament peste justiție, cine face legea în România. Iată cine. Dragii mei, ne mai mirăm că se întâmplă ce se întâmplă în România. Că un Adrian Năstase, care, fiți atenți, a avut deja două procese în care s-a dovedit că a furat bani cu ghiotura, face pușcărie 8 luni. Pentru, atenție, șpăgi, se va dovedi, de sute de milioane de euro, face 8 luni de pușcărie. Dacă mai primește o condamnare acum, să zicem de 4 ani, se consideră că a făcut-o deja. Că a făcut-o înainte, chit că era pentru altceva. Nu se mai... Deci dacă omori un om, faci 10 ani de pușcărie, dar după aia dacă mai omori un om, nu se mai pune că ai făcut deja 10. Ci că așa e legea. Dar numai pentru unii, nu pentru toți. Că nu la toți se poate comasa. Numai la unii. În schimb, am văzut la televizor o bătrână de 75 de ani care a intervenit la soră sa la spital să o ajute pe o vecină să se angajeze asistentă. Și vecina asta, după ce a fost angajată, de mulțumire, i-a dus bătrânei astea de 75 de ani cadou o găină. Oh, legea, trebuie să se respecte legea. DNA-ul, corupție. 4 ani jumate pușcărie. 4 ani jumate, că a primit cadou o găină după ce și-a ajutat o vecină să se angajeze. Iar Adrian Năstase 8 luni. Ălălalt, Codruț Sereș, pentru trădare de țară, pentru prejudicii de miliarde de dolari pentru România, pedeapsă 6 ani, din care o să facă 2 ani, că o să scrie poezii și o să compună imnuri de slavă lui Victor Ponta. Iar bătrâna asta, 75 de ani, 4 ani jumate. Pentru găină. Acum înțelegeți, fraților, de ce nu trebuie să facă legile în țara asta, codul penal, Adam și Cuchiuariu? De ce nu trebuie să facă legile în țara asta, cei mai mari infractori și gangsteri care sunt în Parlamentul României? Că ăsta este procedeul de selecție. Ca să ajungi parlamentar, trebuie să fii în topul gangsterilor și a hoților, ca să poți ajunge să dai șpaga la șefii de partid care fac listele. Ei bine, înțelegeți de ce nu trebuie să respectăm acest cod penal care l-avem, pe care l-avem astăzi? Pentru că este un cod penal și la propriu și la figurat. Este un cod penal făcut de niște penali în favoarea lor, astfel încât în cazul în care sunt prinși, că au furat, că au jefuit, că au trădat, pedepsele să fie iluzorii, să fie derizorii, să fie nesemnificative. În schimb, au grijă ca nu cumva vreun doctor să primească cadou 100 de lei după operație reușită, sau nu cumva vreo bătrână să primească o găină sau vreun borcan de miere. O, asta e grav. Înțelegeți? De-aia trebuie să schimbăm țara asta din rădăcină. Trebuie să terminăm odată pentru totdeauna cu accesul la putere, la decizie, la legi acestor gangsteri. Pentru că ne distrugem noi ca popor și ca țară. Ajungem să dispărem ca popor și ca țară dacă ne lăsăm conduși de către aceste satane. Dragii mei, trebuie să închei, pentru că iată am ajuns aproape de oră. Ne vedem săptămâna viitoare, din păcate nu luni, ci doar marți, dar luni vom avea partea a doua a înregistrării cu domnul Doru Apostol legat de Roșia Montană, continuarea la o emisiune foarte interesantă care s-a bucurat de mare succes atunci, la momentul în care am făcut-o și pe care mulți dintre dumneavoastră nu ați văzut-o încă. Așa că vă invit cu drag să priviți și emisiunea de luni, urmând ca marți să ne revedem la zi. Ca de obicei, la sfârșitul emisiunii, cu Dumnezeu înainte. La revedere!